bună ziua, dragi prieteni, colegi, sunt bucuroasă că sunteți bine și aș vrea astăzi să vă prezint cartea lui Iurie Colesnic, Chișinăul nostru necunoscut. Capitala este altă dată și se regăsește în aceste 630 de file. Prima ediție a cărții Chișinăul nostru necunoscut este semnată de Iurie Colesnic. Iurie Colesnic a mărturisit că a reușit să facă din acest volum un album al capitalei. Cartea are 20 de capitole în care sunt descrise monumentele istorice ale Chișinăului, dar și personalitățile marcante ale orașului. Cartea este editată la ediția Cartier în anul 2015. Mulți chișinăuieni nu cunosc istoria orașului în care s-au născut, numele unor personalități marcante sau locurile ce păstrează amintirea unor evenimente semnificative. Iurie Colesnic oferă oportunitatea de a studia și de a cerceta capitala în lung și în lat, răsfoind cartea Chișinăul nostru necunoscut, dincolo de orașul marilor clădiri, dincolo de celebre conace și vile de care se înalță de oamenii bogați de Republica Moldova, există un alt Chișinău, Chișinăul nevăzut, neauzit, dar numit de cei pe care îl iubesc, trecutul și multe altele. Una din cele din matricile care pot păstra această frumusețe, dăruind eternitatea. Sunt convinsă că chiar în aceste clipe, undeva în birourile funcționarilor de la primărie, sunt semnate și contrasemnate documente care vizează soarta puținilor clădiri care au supraviețuit celor două război mondiale și marii noastre indiferențe. Dar tot noi vom fi acei care într-o zi vom fi nevoiți să spunem cinstit că am fost nepăsători față de patrimoniul nostru cultural și abia atunci vom aduna toate cioburile, vom aduna toate fărâmile de poze și vom tipări un album care probabil așa și se va intitula Necunoscutul Chișinău. Anticipăm această tristă situație și propunem cititorului un Chișinău al nostru necunoscut. Dar ne bucurăm pentru că în această carte noi am aflat și despre Alexandru Bernardaţi, care este arhitectorul care a reușit să dea Chișinăului un stil. El a creat o nouă pagină estetică a orașului Chișinău. Noi vă invităm la Biblioteca Donici și alte filiale ale Bibliotecii Municipale Cașdău pentru a face cunoștință cu o serie de cărți scrise de Iurie Colesnic și anume am vrea să citiți Chișinăul nostru necunoscut. Vă așteptăm cu drag!